Tot la Image mai avem opțiunile de Image Size și Canvas Size. Acum lucrăm cu o imagine foarte mică pe care o aveți și voi, astfel încât să nu chinuim foarte tare calculatoarele. Ce putem să vedem este că avem dimensiunea în pixeli, Fit to Original Size, Width și Height. Și evident avem meniurile de drop-down în care putem să avem procente, inch, centimetri și tot felul de alte variații. De asemenea, avem rezoluția. Pixel pe inch sau pixel pe centimetru. De aici, noi putem să facem o poză mai mică sau mai mare. În variantele moderne ale Photoshop-ului a apărut ceea ce se numește Resample Preserve Details 2.0. E varianta lor de a mări imaginea în care ei la fel integrează inteligența artificială ca să poată să îți dea ție un rezultat cât mai aproape de adevăr. Dacă eu aș mări poza la 200%, adică dintr-o poză de 2000 de pixeli fac o poză de 4000 de pixeli, ce se întâmplă este că o să am pixel, gaură, pixel, gaură. Toate gaurile astea trebuie să fie umplute cu un tip de informație și aici apare Preserve Detail 2.0 care mă ajută pe mine să fac mărirea și cumva creează textură, încearcă să continue linii și să îți păstreze sau să uh, reorganizeze informația astfel încât să arate bine. În variantele trecute de Photoshop nu puteai să faci chestia asta și ai de test să-i dăm 45 de centimetri. Deci, practic, noi am avea o creștere de 300%. Și să vedem ce se întâmplă dacă facem asta. Îi dăm un ok, și acum el o să ia informația, o analizează și ne dă un rezultat. Ok, nu e perfectă, dar dacă ne uităm un pic în imagine, arată destul de ok. Noi suntem acum la 190%. Hai să-i dăm un zoom out și să fim la 100%. Ca să fiu sincer, în varianta asta nu arată deloc rău. Ok, nu e o imagine perfectă pentru print, se văd imperfecțiuni, se vede moare aici, dar nu este deloc rea. Hai să facem una mică și vreau să mă duc la image, image size și să-i dăm din nou 45, dar de data asta cu preserve details simplu. Se vede clar diferența. Totul pare mult mai uh, neclar. Aici pare mai uh, mășii, pare un soi de varză generală, se vede și lipsa detaliilor de la barcă, adică diferențele sunt masive. Varianta asta de Preserve Details 2.0 este ceva absolut fantastic și m-am jucat un pic cu ea și trebuie să recunosc că nu mă așteptam să meargă atât de bine. Nu e o chestie pe care aș folosi eu sau pe care m-aș baza în mod constant, însă e destul de de ok pentru cazuri de criză. Hai să mergem din nou la Image și pe lângă Image Size pe care am văzut-o, avem opțiunea de Canvas Size. Image Size ne mărește poza. Canvas Size ne mărește spațiu. Adică poza mea rămâne... Să zicem, 45 de centimetri pe 30 de centimetri. Dar eu, pe lângă, pot să mai creez pixeli. Eu fac uh, fișierul mai mare, dar poza mea rămâne la fel. Și să vedem cum funcționează chestia asta. Dacă ne uităm în funcția de canvas size, avem momentan width și height, dimensiunea în pixeli a imaginii noastre. Dacă schimbăm în centimetri ca să păstrăm ideea, și aș vrea să încercăm să creștem 55 și 39. Deci, practic, aș vrea în toate direcțiile să adăugăm câte 10 cm. Dacă eu am cerculețul în centru, înseamnă că sus, jos, stânga, dreapta, eu o să primesc câte 5 cm. Deci, în total, 10 cm de extensie. Hai să alegem culoarea albă și să vedem ce se întâmplă. Pot de asemenea să mut cerculețul aici și practic doar latura asta, asta și cea de jos vor primi extensie sau oricare altă variantă. Tradițional în centru e cel mai clasic. Îi dăm OK și ce putem să vedem? Am creat un paspartu. Iar dacă ne uităm la image, image size. Noua mea dimensiune este 55 cu 3999. Adică noi am mărit fișierul cu 10 cm, dar imaginea din centru a rămas 45 pe 3999. Funcția de canvas size și adăugarea de informații de acest tip, practic crearea de pixeli noi, ne este utilă în momentul în care facem compozitare, de exemplu. Atunci când avem nevoie să creăm informație nouă pentru că vrem să introducem elemente, vrem să avem uh, alt raport între laturi, vrem să, nu știu, orice altă chestie pe care vă puteți imagina. Deci, el creează pixeli, nu ne mărește imaginea la fel cum a făcut-o uh, image size.